Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bun găsit, prieteni! Sunteți la Out of the Box, programul nostru săptămânal care pune mituri la încercare și regândește idei despre România, despre societatea noastră, mai verifică, știu eu, câte o controversă și poate uneori vă mai și enervează ce mai vor și ăștia. Vrem să ne fie un pic mai bine și să facem un pas mai mare și mai repede către o lume civilizată. Invitatul meu este Loran Balint, expert în marketing. Salutare, boții! Salut, O să vorbim despre curățenie, așa cum am promis, că vine primăvara, începem să facem curat și uh, săptămânile astea când înregistrăm noi, sigur, e uh, frenezia asta, să-i spun, cu tot felul de baloane și obiecte care zboară pe cer și stau să mă gândesc cum ar vedea un extraterestru dacă sunt în baloanele astea? Cum ar vedea el România? Ce ar vedea el de sus în jos? Wow, cred că i-ar fi foarte greu un pic să ne judece corect sau de fapt ce impresie și-ar face fără să știe multe despre România. Și întrebarea, păi, oamenii vostru le pasă de țara lor, iubesc țara. Adică trecând un pic cu balonul peste pădurile, rurile, drumurile, centura Bucureștiului, prin jurul Europa FM aici am Pipera și uitându-se un pic, există riscul foarte mare de a-și face o părere destul de negativă la adresa noastră din simpla prezența gunoilor în locurile unde n-ar trebui să existe așa ceva. Vrei să spui că la noi e mizerie? Nu la în jurul Europa FM, ci peste tot aici? Uh, Trebuie doar să facem o plimbare... Da, știu, te pun la încercare să nu este... vorbești urât despre România, așa se spune. Deci este... în momentul în care ieși din această curte în care suntem noi, unde lucrurile sunt la milimetru și e impecabil, dacă o iei pe aici prin spate către stațiile de metro, vei întâlni adevărata Românie, în care toată lumea aruncă peste tot, dar nu e un fenomen numai aici, în mijlocul Bucureștiului, Fenomen e național, e un, fenomen un fenomen național. Adică aruncăm mizerii și gunoaie peste da, tot. Da. De ce? Aici nu este o surpriză dacă ne uităm un pic la români și încercăm să înțelegem. Noi am făcut acest exercițiu și uh, am segmentat uh, românii în trei segmente mari. Voi la agenție. La, noi da, la agenție da, da. Pentru că aveți nevoie să le explicăm oamenilor în diverse proiecte de comunicare, să le comunicați oamenilor diverse idei. Vreți da. să știți cum e structurat da. publicul din Porim România? Oricum de la o realitate simplă. Nu există așa ceva ca o populație omogenă. Deci uh -huh. oamenii sunt diferiți. Okay. Atunci încercăm să înțelegem care sunt diferite segmente, astfel încât să fim cât mai relevant pentru fiecare dintre, dintre ele. Ce zice segmentarea pe care ai făcut-o? Păi o avem un, un prim segment în care acasă la ei este dezastru. Deci e dezastru. Intri la ei în curte sau și în casă, n-are nicio legătură cu curățenia sau ceva. Uh, și atunci și pe stradă, și în natură, și peste tot se comportă la fel ca acasă. E că noi le zicem oamenilor, băi, poate și tu ca acasă. Eh, pentru un segment mare din populație, uh, acasă nu înseamnă neapărat curat și uh, totul lună. Aici eu, când în București, când ne am mutat în blocul în care uh, locuim, în urmă cu 15 ani ne uitam pe geam și vecinii noștri de pe o stradă vecinată ieșeau în curte la ei și făceau treaba mică pe casa lor și treaba mare copiii în curte la ei și eram în București, adică în zona București, da. recunoscută ca fiind capitala României. Acum, oamenilor ăsta nu poți să le ceri ca pe stradă dintr-o dată, wow, se devine responsabil. Al doilea segment ar fi acasă e lună, mașina e lună totul, strălucitor, nota 10, bec, te duci la ei, impecabil. În același timp, pe șosea deschid geamul, aruncă pachetul de țigări liniștiți, n-au absolut nicio treabă sau sticla de apă sau ce-au avut deschis și pe geam la bloc și aruncă pe geam e șocat ce găsești în curtea blocului. Iar pentru oamenii aceștia contează percepția lumii, adică la ei e curățenie în special pentru că vin oamenii în vizită, se uită la ei și, băi nu este atât de important cum e, dar totul este să fim percepuți ca fiind noi. Imaginea. Imaginea este okay. impecabilă. Și al treilea segment în care, bă, acasă cum mă simt bine, că e curat sau nu e curat, sau că bă, am știut praful sau nu am știut praful, dar când ies în lume, totuși îmi pasă un pic că ceilalți nu sunt cu nimic vinovați pentru ce simt eu în acel moment și N-au greșit cu nimic de să le arunc eu un pachet de pe jos. Ce înseamnă segmentarea asta, de fapt, pentru noi, ca, ca soluții, să mă gândesc, În momentul că... în care te gândești la cele trei segmente, poți să vezi soluții diferite pentru fiecare dintre ele. Și o să dau niște exemple. În Statele Unite eram la un moment dat pe autostradă și am văzut panouri care ne avertizau, băi, atenție, că dacă aruncați mizeria din mașină pe autostradă, amenda se duce în 10.000 de dolari. În okay. momentul în care am văzut 10.000 de dolari ne-a stat nimeni în loc, adică <laughs> și ai grijă să nu greșești. To uh, este practic la primul segment unde acasă e dezastru și în curte e dezastru, funcționează amenda și pedeapsa și spaima de a nu păți uh -huh. ceva. Acolo trebuie autoritatea să fie recunoscută și tot. Înțelegând faptul că nu poți să monitorizezi toată țara, atunci pedeapsa trebuie să fie destul de mare cât să reprezinte o barieră. Al doilea segment în care îți pasă de imaginea ta și arunci pe stradă sunt două lucruri pe care le poți face. Unul, de exemplu, colegii noștri din Germania au făcut o campanie în care cu voluntari pe plajă monitorizau situația și după aceea doamna în costum de baie verde, dumneavoastră, da, 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 nu uitați în jur, sticla aia de plastic... Nu vine nimeni în nu noastră să o culeagă. A plecat și vă Și erau la megafon, la bă, adică boxe. Adică îi rușinezi. Era zi, rușinarea, băi, uh -huh. vezi ce fă, faci, că suntem aici și se, se observă comportamentul tău. Uh -huh. Acum, și pentru segmentul ăsta, și pentru segmentul în care pur și simplu faci pentru că îți pasă, mai funcționează, colegii din Toronto au avut o campanie în care răsplăteau comportamentul pozitiv, adică au pus o sticlă de de plastic pe, pe coridor uh -huh. și cine venea și o ridica și o punea în coș. Era o explozie de bucurie, de aplauze, filmulețe, laudă, băie, foarte tare. Cei care le pasă de imaginea lor își doresc să fie percepuți ca aceia, deci o să înceapă S -s. să facă pentru că își dau seama că, băi, dă bine dacă fac chestia asta, iar ceilalți se simt într-un fel și ei răsplătiți, uite, nu, nu trece neobservat ceea ce uh, facem noi. Deci este sunt acțiuni diferite pe care le putem uh, face. Trei segmente diferite. Trei modalități de abordare, pentru că, atenție, nu merge o soluție unică. Nu merge o soluție unică și indiferent ce am face, din, din punctul meu de vedere, pentru următoarea perioadă în România, nu vom găsi o soluție care să ne facă România perfect curată. Deci nu, este o utopie. Ok, deci este renunțăm la, la gândul ăsta? Eu cred că este un gând periculos. Dacă ne propunem ca România să fie perfect curată, o să ieșuăm și asta ce face demotivează. Este ceea ce deja se întâmplă ai oamenii, vorbești cu oamenii din sistem și zici orice îmi face noi foarte da, rapid. Pentru că sunt diverse asociații care fac curat. Este da. ziua aceea cu Blazduit Rumania da. să spun. România no. se mișcă foarte frumos pe zona asta și adică, devenim din ce în ce mai responsabil. dar... Dar ei nu pot opri, de fapt, ceea ce se întâmplă după asta zilnic. Camioane cu molos care sunt aruncate în lungi, sticle de plastic care sunt aruncate peste tot, nepăsare față de gunoi, nu mai zic de mafii și ilegalități care răstoarnă diverse lucruri peste tot. Și atunci, atunci aveai o soluție în minte dacă aici trebuie da, să Pentru arunce. că prea mulți români sunt neinteresați de zona asta și nu sunt deranjați. Cele două segmente care, practic, murdăresc țara liniștită, n-au absolut nicio problemă, că adică n-au o problemă cu asta, nu simt, nu simt o problemă. Deci uh -huh. este niciuna dintre primele două segmente, cei care acasă au dezastru și cei care le pasă doar de imaginea lor, acasă e curat și aruncă. Deci lor nepăsându o să continue comportamentele lor. Este foarte greu să le reduci. Plus, infrastructura este deficitară, adică nu trebuie să ne păcălim. Sunt ceea ce avem acum ca infrastructură, trebuie regândit inclusiv faptul că dacă bate vântul, ia din coșurile de gunoi și umple orașul de gunoi. Deci, avem prea mult, români nu sunt interesați, infrastructură deficitară, demotivare uh, în sistem, sunt trei lucruri care mă duc la un gând, bă, ar trebui poate să ne setăm obiectivul să nu lăsăm murdăria să se murdărească pe pământurile patriei. Ajută-mă să înțeleg mai Practic, bine. Practic, de la premisa că bă, oamenii vor murdări uh, și noi trebuie să avem grijă să uh, ridicăm murdăria pe care o fac ei. Dar să nu fim demotivați de faptul că o să apară din nou murdărie. Da, o să apară din nou murdărie. Am fost la carnavalul de la Rio în urmă cu câțiva ani, iar acolo, pentru autoritățile locale, o mare provocare. Să vin milioane de oameni în aceeași noapte la petrecere. Milioane. Este plin tot Rio-ul. Pun toalete pe stradă ecologice, dar și-o dat putem pune. Nu avem absolut nicio soluție să rezolvăm problema toaletelor. Și atunci, dimineața, imediat ce s-a terminat petrecerea, ies o armată de oameni de la curățenie, cu detergenți, cu substanțe speciale, cu perii, cu jeturi, cu camioane, tot, care să șteargă ceea ce au făcut peste noapte, tot. Astfel încât la ora 9 dimineața orașul este lună și nu mai e urmă. Imagine de... similară în Londra unde Oxford Street se umple de gunoaie la 10-11 seara și pe străduțele adiacente din spate unde mai sunt restaurante, este gunoiul, nu exagerez, în unele locuri adunat în jurul stâlpilor are un metru și mai bine. A doua zi dimineață nu mai e nimic acolo, adică o intervenție atât de rapidă a autorităților și a firmelor de salubrizare încât locul e curățat. Da, dar noi trebuie să nu mai, într-un fel, ne lăsăm murdăria să murdărească nu ne mai setăm așteptările de băi să fie totul curat, acceptăm că va fi pentru o zi, două, trei, un gunoi lăsat acolo, dar trebuie să ne definim un orizont din timp în care trebuie să dispară asta. Pentru mine mă doare sufletul când merg prin București și văd aceeași gunoi de acum un an. Același gunoi de acum doi ani și vorbim de zona centrală la kilometru zero al Bucureștiului sau în cartiere. Sau... Deci este această utopie în care să ne propunem uh, prea mult demotivează și, cu justificarea. Păi, și așa o să arunce. Păi, hai să ne asumăm că o să arunce, bun, și ce facem cu asta? În uh, perioada luminată a Franței, la curtea lui Louis, uh, lui al 14 lea să-i spunem așa, sau cred că noi îi spunem Ludovic, nu? Uh, nu se făcea curat în palatul regal, adică este bine cunoscut că se folosea și drept toaletă. Nu existau toalete ca astăzi, ele urmau să apară mai târziu, și uh, atmosfera, în ciuda luxului și opulenței de acolo, era adesea pă, îngrijorătoare, doar ca să mă exprim așa. Oamenii își făceau nevoile pă, cu destul de multă lipsă de discreție în zone de lângă pereți, cum ai văzut da, și tu în București. București da. uh, și uh, atunci a existat această propunere, nu se putea face zilnic, era prea mare efortul, dar odată pe săptămână se făcea curat. În zona respectivă nu se mai lăsa la acumulări, uh -huh. nu se mai lăsa timpul acumulărilor. E o idee pe care umanitatea mai, uh, a mai folosit-o în uh, regăsirea drumului către curățenie. Uite, vezi aici iarăși, ne întoarcem la una dintre emisiunile anterioare, ce bine o ducem astăzi. Adică chiar o ducem bine astăzi față de, iată mai regele soare al uh, Franței. Avem câte câte jurul nostru o normalitate de care ei n-aveau parte. Da, este pentru că am modelat-o. Progresăm. Da. Așadar, Ia. mergem? Mai aveai ceva de adăugat? Da, vreau doar să zic că, întorcându-ne la extratereștrii care se da. uită la România și pot să tragă concluzia că românii nu-și iubesc țara, este adevărată până la un punct. Pentru că și asta cu dragostea în România este foarte interesantă. Și aici, când am venit, eu în București în urmă cu mulți ani, am fost la un meci undeva în Giurgiului seara târziu la niște prieteni, m-am uitat și după aceea să mă întorc acasă cu tramvaiul și metrou, ultimul tramvai, ultimul metrou. Am stat în, îmi amintesc, în casa scării de frică, erau anii 90, era destul de ciudat în Giurgiului, am sărit direct în tramvai, repede să fug în metrou de la stația de tramvai și când să intru în metrou, băi, super bătaie, deci așa ceva ce n-am mai văzut, un bărbat bătea o femeie, m-am dat bătea cu, cu cea mai mare răutate, răsunau toate loviturile. Și deși aveam 18 ani, eram slab cu și n-aveam chef de așa ceva, eram speriat cu tot, am zis, bă, nu pot să o las pe săraca femeie. Și am intervenit, m-am dus să-i despart și să iau apărarea În Momentul în care era să iau bătaie de la femeie. Deci era femeia care să mă ia la bătaie. Și într-un fel asta este și bă, că bărbatul meu, că e între noi, că ce te bași tu, că ce facem noi, el mă iubește, eu îl iubesc, tot. S-ar putea, de fapt și de drept, toate discuțiile pe care le avem noi punctual... De fapt, trebuie să fie cumulate și uh, să trească să intervenim în mult mai multe lucruri. Adică, pentru a rezolva problema cu s-ar putea să ajute și dacă redefinim definiția dragostei. Și ce înseamnă să iubești țara? Nu înseamnă că dacă e a ta, dai în ea, arunci murdăria unde vrei tu, pentru că e a ta și tu, extraterestru, e tași din gură stai acolo în ozn tău că eu fac ce vreau aici. Laurent Balint, expert în marketing. Ne auzim peste o săptămână, oameni buni, și vă dorim spor la treabă. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.